Aveți o pădure în Vânători. Ce probleme aveți acolo? Ce-a câștigat în instanță, deci avem o hotărâre de instanță de judecată investită și nu vor să ne pună în posesie. Oricât e plângere am făcut la prefect, la primăria de la Cizre, nu vor. Deci orice se întâmplă în vina, ba pe ocolul Silviu Huedin, ba ocolul Silviu pe primărie, nu vor să ne pună în posesie. Avem aproape 2 ani de zile de când am câștigat în instanță, nu ne pun în posesie. Deci nu ne trimit actele spre oficiul de cadastru în Zalău să emită titlul de proprietate. Ce răspunsuri vi s-au dat? Toate răspunsurile negative, am, cum să vă spun, toate răspunsurile la mine, de se pot vedea și înscris. În toată această perioadă de timp, de 2 ani și ceva, când m-a judecat de o instanță cu ei, ei au tăiat-o, o distrug, o taie, fără nicio... Cine o taie? Ocolul Silvic cu primăria, deci împreună, pot să, ei o distrug, o taie. Despre ce suprafață este vorba? Păi, deci, despre suprafață aproape 16 hectare de pădure, deci nu-i numai a mea, am mai multor persoane fizice din Vânător. Și numai ar trebui să vă emită titlul de proprietate pe acel teren. Da. Am o hotărâre de instanță în care spune că sunt obligați ca să mă pună în posesie, să-mi plătească deci, cheltuielile de judecată, totul. E nimeni nimic. Cine trebuie să vă pună în posesie? Ce e specificat în acea hotărâre? Primăria de la Cizre. Deci, ați fost la domnul primar din Cizre? Da, a făcut o grămadă de plângeri, din care ei, cum să vă zic, ei numai tot va împing vina pe ocolul Silvic. Trebuie să semnează ocolul Silvic, ocolul Silvic nu semnează, că am plasament. Deci am o hotărâre, hotărârea din stat se spune că trebuie să mă pună în posesie, plus trebuie să-mi plătească inspectul topografic. Okay. Da, deci uitați, asta e hotărârea de instanță, deci, pe care se vede, în care spune că obligă debitoarea Comisia Locală de Fond Funciar Cizre, așa să întocmească documentația necesară pentru emiterea titlurilor de proprietate și să-i pună în posesie pe creditor cu privire la terenul forestier, suprafață de 15,98 hectare. Ok. Plus asta. Plus am aici investirea, că e investită. Deci investită, investește cu formule executorie, plus am desfăcut o petiție către Comisia Locală de Fond Funciar Cizre, unde noi ne cerem drepturile. Atât. Nu, asta e ceva. Deci asta e hotărârea din 1750, de când trebuie să ne punem în posesie. Din 17 martie din 2006 trebuia să fim puși în posesie cu această suprafață ce de pădure. Ce ce spun? Păi nu m-am uitat, asta-i toate validările. Aici